Bună dimineața! Vreți să vedeți ceva? Priviți! Așa a început ziua de azi. Ziua de azi va fi una deosebită, pentru că azi voi trece în Elveția și voi merge la un lac. Se presupune a fi cel mai frumos lac din Elveția. Dar o să vedem la momentul respectiv. Dacă ieri am văzut animale de tot felul și ce am mai găsit pe drum, peisaje, așa. Azi am schimbat macazul, să spunem. Priviți apa asta cum arată. Este o oglindă. Suntem la lacul. Imediat vă spun. Eu l-am trecut aici. Acesta este... ia uite, suntem la granița cu Elveția în curând. Suntem pe lacul Leman. Acesta este lacul Leman. Este uriaș lacul ăsta. Foarte mare, foarte mare. O parte trece și în Elveția, o parte în Franța. Oh! Da, frumoase treptele astea aici, probabil apa crește și mai mult. Nu știu de unde vine așa limpede, dar arată într-un mare fel. Hai să-i dăm bătaie la mașină și să vedem ce descoperim. Imediat ne apropiem de granița cu Elveția. Ia uite că am ajuns. Am ajuns. Uite ce mașină au grănicerii. N-a zis nimeni nimic. Nu m-a întrebat nimic. Dă-mi și noi bătaie înainte. Și am trecut în Elveția. Mai avem 137 de kilometri și 3 ore. Foarte greu se merge pe astfel de drum. După ce vizitez acel lac, o să plec pe autostrăzi, nu mai stau. Cred că am cam încheiat, dar mereu am zis că am încheiat și mai apărea ceva. Așa că voi vedea. Aproximativ în același loc am făcut același traseu. Acum am realizat că eu am mai fost pe aici acum vreo 4 ani, dacă nu mă înșel, când mașina era în culoarea ei albastră. Mergeam așa pe drum și când zic, eu am mai fost pe aici. Foarte tare.
drum foarte îngust. A vrut el să mă bage pe aici, știa că îmi plac chestiile de genul. Bine, nu știu dacă e voie pe aici. Peste 200 de metri, continuă drept înainte pe Hauptstrasse, traseul 11. A vrut el să facă o șmecherie. Mai avem 29 de kilometri. Deci fiți atenți la copiii ăștia care sunt de la școală. Toți au veste pe ei. Probabil sunt obligați să poarte veste și să vedeți la trecerile de pietoni. Sunt în Elveția, apropo, dacă ați derulat clipul și ați ajuns direct aici. Am văzut copiii că vin, am oprit la trecere, au ajuns la trecere, s-au oprit, s-au uitat, stânga-dreapta, mașinile așteptau. Doar după ce am făcut semn, atunci au trecut. În rest nu. Deci au stat câteva secunde, 3-4 secunde și au așteptat semnul. Pare rău că n-am apucat să filmez. Dar toți copiii au veste pe ei. Și probabil aici nu sunt accidente cu copii pe treceri de pietoni. Probabil. Bine ați venit în Kandersteg. În Elveția. Aici este locul de unde o să iau telecabina sau gondola, mai bine zis, așa îi spun ei. Și o să mergem undeva sus. Dar gata, am văzut. Sau cred că acolo este. O să fie interesantă tare experiența asta. Încet, încet. Peste 500 de metri, ușor dreapta către Hubenwil. Să sperăm că e și... este funcțional, da. Acolo la lac se ajunge și cu mașina, dar probabil nu acum. Dar nu-mi dau seama, pentru că am uitat pe Maps și am văzut acolo sunt mașini chiar lângă lac. Dar nu-mi imaginez pe unde e drumul, că la cum arată muntele ăsta e ceva. Hai că am ajuns. Gata, avem parcarea. Și aici avem biletul dus întors, 30 de euro. Mergem să punem tichetul la mașină și apoi urcăm. Este un geam de sus până jos, adică acolo unde ai priveliște. Foarte tare. Avem 3 km 41 de minute arată. Presupun că este acolo la cum am văzut poza. Absolut superb. Superb. Superb.
Aici nu avem nicio cedează trecerea, nimic, dar cred că e prioritate de dreapta. Perfect. Trecurăm. Hai mai departe. S-a făcut cald. Ce frumos era. Ce frumos. Vreme mai frumoasă ca asta nu cred că puteam să prind. Perfect. Trebuie să stăm? Sau ne ocolesc ei? Ce tare! Ce tare! Am încercat și eu să schiez 10 minute și am renunțat. Nu-i pentru mine. Ia uite-mă pe mine la 80 de ani. Am două gagici în față aici. Dacă aș putea, aș lăsa camera așa să filmez tot traseul, dar e prea lung. Să vedeți ce minunății. Bine, și la noi găsim. Avem foarte multe zone frumoase. Dar nu prea știu să le prezinte. Dragii noștri conducători. Știți care e problema? Că eu de un kilometru și ceva nu mai cobor. Problema e că n-am făcut nici jumătate și încă cobor. Iar și mai problema este că trebuie să mă și întorc. Ce-ar fi mers Duster-ul pe aici? Mamă, mamă, mamă ce mergea! Da, frumos. Stop, 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 stop. Ia uite lumea, abia urcă. Ce viteză am eu la vale. Da, da. Priviți această minunăție de lac. Doar că am greșit anotimpul. Aici este superb să vii vara. Hai mai aproape. Vreau să vedeți cum se numește și lacul. Să-l citiți voi. Asta e numele. Sau aici. Oieschinen Seisiușohoho. Ați înțeles, da? Ta-dam! This is the lake. Se presupune a fi cel mai frumos lac din Elveția. Dacă e dezghețat.
Nu mai cu nasul aici. Minunat. Minunat. Și suntem pe lac. Are 1,1 km pătrați și cea mai mare adâncime este de 56 de metri, probabil în mijlocul lui. Și este situat la o altitudine de 1500 de metri. Ia uite, avem... Ne sparte. E spartă, dar nu prea. Lumea este tocmai acolo, lângă munte. Dar nu mergem noi acolo? Este imens. Uriaș. Am și băgat dusterul pe aici. Mamă, 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 mamă. Da, da. La revedere, lac. Și acum începe marea urcare de 3 km până la telecabină. Apropo, a costat 160 de lei biletul. Dar sincer, aș fi preferat vara. Eu am rămas cu impresia, după ce mi-a spus prietenul ăsta al meu de lac. M-am băgat repede pe Google. Mamă. Și a apărut un lac. Vara, bineînțeles. Și eu până am ajuns aici, de fapt până n-am ajuns aici și am văzut zăpada, eu mă așteptam să fie așa apă multă și cu zăpadă în jur, dar nu l-a înghețat. Dar n-a fost să fie. Mai venim odată la var. În sfârșit. Doamne, ce bine. Să stai jos. Atenție, să închide. Ce bine e să stai jos. Să avem puțin aer și să facem un clip afară.
plimbarea de azi a fost minunat. Mi-a plăcut, chiar dacă n-am văzut eu apa. Dar în schimb peisajele, na, este Elveția. Cei care au fost știu că sunt Elveția are un peisaj aparte. Munți, cu mai ales vara, munți, lacuri și așa mai departe. Am fost în 2019. Nu aici la lac, dar am fost, era toamna și încă era totul verde, cu același Duster. Am fost într-o tură din Austria, unde am fost cazat. Am făcut așa o tură frumoasă. Așa că acum mergem spre autostradă. Am setat drumuri cu taxă și autostrăzi și voi merge, sper, voi merge fără oprire, adică fără să mai opresc în alte locuri. Dar cine știe ce apare. Este ora 14:56 și suntem în data de 30. Asta posibil să fie ultimul clip din zona asta. Pot zic Europa, că mai avem până acolo. După ce ieșim din Elveția, să vedem. Dacă mai apare ceva, o să vedeți și voi. Până atunci ne căutăm un loc de parcare, cazare, camping. Vedem ce găsim. Hei, ce credeți? Că stau departe? Doar ce am zis, azi v-am zis că merg acasă, nu mă mai duc nicăieri. Și ce credeți? Mă apropii de Germania. Am pus eu o poză, un story, nu știu ce am pus. Și sunt aproape de lacul Oberse. Și când îmi dau un prieten mesaj: băi, vezi că ești la o oră de noi, intru de locația, 80 de kilometri. Ai să dea naiba. Așa că mai fac o mică escală, că na, și mâine mergem, filmăm, mă plimbă pe aici, filmăm cu drona, vedem ce facem. Da, ce să-i faci? Pot doar să mă bucur. Așa că încă un episod. Până atunci, să ne vedem cu bine!